Astăzi, Anda Adam și Cătălin Botezatu au lăsat deoparte dragostea și au participat la acțiuni caritabile. Și dacă Bote a vândut mâncare, Anda, alături de Andreea Marin, a făcut limonadă și cu toții au încercat să adune bani pentru un spital de copii. Adam și Cătălin Botezatu nu mai cântă stop pauză. Acum au alte lucruri de făcut. După distracția de ieri, Anda și Cătălin au trecut azi la treabă. E o campanie umanitară. Dacă vrei să ne naști ceva pentru copii, sper să mă descurc bine, mai ales că e un scop atât de nobil. Nici Anda Adam nu a fost mai prejos. Artista a făcut și ea un gest deosebit. Donațiile adunate merg către copiii de la Marii. Super. Cât mai multe? Anda, spune-mi dacă te așteptai la surpriza pe care ți-a făcut-o Cătălina seară? Nu. Anda a ajuns la evenimentul de azi dimineață după ce aseară și-a făcut de cap. Mai avem treabă și dacă ar fi după mine asta, numai la party-uri. Unde s-a distrat Anda, dar mai ales cu cine, vezi în exclusivitate mai târziu la Acces Direct.